de credeața sa că în poză e un lac, ei bine, de fapt, Teodita mai piscina asta. Salut, bă, șacalilor, ce faceți? Presupun că n-are sens să deschid videoclipul cu părul meu de zici că e aeroport, aici aeroportul internațional Bacău, să mor. Bă, nu știu care șanse, dar de în fiecare zi în care nu trebuie să filmez, pur și simplu îmi stă, bă, îmi stă așa de șmecher, bă, sunt atât de cool, bă. Bă, cum am dat drumul la cameră, s-a terminat, bă, nu mai îmi stă, bă, nu, că zici că nu mai îmi stă fața, bă, deci nu mai îmi stă fața, bă. Bineînțeles, pornim aerul condiționat că sunt cu bluză pe mine, că plouă afară și eu, bă, bine, frate, merg, stau cu bluză pe mine și pornesc aerul condiționat. Astăzi tragem un ochi la cine în care cu siguranță ai vrea să noți sau poate nu. Dacă vrei haine și sneakers super cool, intră pe Footshop și alege orice produs îți place. Găsește mărimea, adaugă-l în coș și bagă codul SNEAK pentru o super reducere. Link în descriere. În prima poză avem piscina pipi, cum îi zic eu, bine, se numește ceva cold în swimming pool, ceva în genul, dar eu îi zic piscina pipi. Poate că pare așa că e magic și că e așa cu de-astea cu chinezăria acolo cu dragon pe pereți, se face așa, te simți șogun, șaman de alea, știi, dar zici că îi faci bai în pipi, vărule. Bă, bune, băi, așa te ură, frate, bă, de, adică luminile alea galbene, așa, îți dă o senzație că, bă, bă, așa, bă, pipilică, bă, cum ar fi, zici că e Mountain Dew de la, sau ce, bă, băuturi de-astea, sunt așa galbene, bă. A, dacă mai avea și acid, așa, era scârb, bă, uite, în piscina asta nu vreau să nu, dar nu știu cum am început fix cu piscina pipi, vărule, asta au venit, așa, la poze. Bă, cred că măcar odată am făcut cu toții care ne uităm acum la videoclipul ăsta, pipi în piscina, bă, bă, odată sau în mare, frate, bă, că e normal, frate, e chestia aia pe care trebuie să o bifezi, așa, știi? În chestiile pe care trebuie să le faci până mori, frate. Adică, bum, ai tras acolo, pip în piscină, bum, știi ce zic? No, că s-a terminat, deci nu, pentru mine, na, s-a terminat. Deci eu nu știu cum au venit fixate alea, dar eu în astea n-aș se nota, bă, dar, bă, dar mi-e rău, bă, rău, eu, acum mă mai așa pe șirea spinării aici, știi? Bă, zici că mă trage cineva de spate, numai așa, că numai mi se face aici pielea de găină pe ceafă din mine astea, numai să zici că ți-au în curent să mor eu. Dar ce-s nebun, bă, să not într-o piscină de asta de la 85 de metri în sus, dar mă nebunic cu capul de tot? Să mă uit așa pe sub picioare, să văd așa că sub poponea am gol, nu-i nimic acolo, cum nu? S-a terminat, nu, pentru mine, nu. Asta e piscina, cum ar veni, cum se vede de sus. Și dar cum au gândit-o, bă, ingineri ăștia sau ciuci arhitecți, știu, uite ce bețile alea, cum stau așa, gen câșe, vreau, adică dacă bătut un pic vântul în bețile alea, s-a dus la piscina, știi, cum ar veni, direct trambulină. Hop. Păi da, nu, că mi-e rău, nu, s-a terminat, dar cum, bă, dacă e să not în piscina asta sau acolo, bă, știi, în dreapta, știi, cum ar veni, nu mă duc până aici. Mă duc cu prietenii, hai, Luci, mai încoace, vezi, lasă, vorule, că stau aici, stau așa, lejer, acolo, beau, știi, ceva acolo, știi, frumos, la bar, acolo. Mă distrez pe aici, dansez, hop, hop. După ce termin toate piscine, să lăsați un comentariu în care piscina ți-a notat, eu citesc toate comentariile și dau inimă. Bine, sper să găsesc și eu una până la urmă, oameni, că până acum mi-a stat numai îngă piscina, adică numai piscine nu-mi trebuie, știi? E, ia uite-o pe asta ce frumoasă, că uite, în asta aș vrea și eu să not. Uite, e așa, știi, cu culori de-astea, așa, bă, mamă, așa desfac ochii, se simtă bine, știi cum ar veni? E tot așa smooth, rustic, așa frumos, cum a, păi, uite, așa, da, vărule. Uite, am perete dreapta, perete stânga, scări frumos, aici, pe deasupra, nu plouă, nu bate vântul, nimic, sunt în siguranță, știi ce zic? Uite, cu apă cristalină acolo, frumos, extraordinar, a ieșit un pic, te-ai urcat acolo, uite ce pereți frumos și o lumină de asta s-a ambientat, uite asta, la, așa, da, mă. Mai bine alunec și mă împiedic și cad pe pământ și dau cu capul și aia cum ar veni acolo, na, mă rog, îmi trece mie, decât să mă împiedic să alunec și să cad la 85 de metri în jos, vărule, cum era piscina, dar lasă-mă, vărule, că nu vreau să-mi văd să zbor, știi ce zic? Mă uit așa în obiectiv, știi, și mă uit așa, zici că la photoshooting, așa, știi cum îmi bate așa, știi, în păr, ventilatorul ăsta, așa, ia uite-l, hop, știi cum bate așa, îmi faceți pori, știi, eu stau așa, știi cum ar veni. Voi vedeți o leacă cât de lungă, în primul rând, de piscina asta și cum se vede, vărule, ca, mamă, sau, nu, că mi-e rău, mi-e... Bă, bă, deci mie mi s-a tăiat așa de sub picioare să mor dacă te... Deci uite-te leacă cum e acolo, deci nu că n-ai chef, deci mamă, s-a terminat, deci care puteți să notați în așa ceva, s-a terminat. Bă, nici poză să mă duc în piscina să-mi fac poză, dar ce nebun, păi ce mică e balustrada aia, că am sărit un pic, am sărit și un cap așa, am ajuns direct în cap acolo, jos, s-a terminat. Și asta e aceeași piscină, dar noaptea, știi cum ar, mă rog, mai l-a apus așa, e șmecher, așa te duci cu prietenii acolo, e ca teren, ca așa frumos. Și știi de ce zic, nu, că fix așa te vede piscina aia de sub, așa, adică de sub. Ca un om normal, când mergi pe stradă, știi, acolo prin parc, așa vezi piscinoiul ăla de acolo, zici că e nava mamă. Mamă, zici că s-a desfăcut Optimus Prime, vărule, s-a deschis așa mâna Optimus Prime, că s-a terminat. Na, dar nu-mi trebuie, vărule, mi-e bătălia roboții la o piscină pe bloc. Și nu că nu-i băieți, asta zic, că nu-i piscină pe bloc, știi cum ar veni așa pe ultimul etaj. E piscină
pe bloc, adică pe blocuri, că e pe 3 blocuri. Alea nu-s blocuri, blocuri aici, ce aveam noi, 4 etaje. Alea-s grienor, alea undeva la 759 de etaje, pe bune. Ar fi și culmea, vorule, să vezi așa, mergi tu prin București și vezi așa, adică 3 blocuri, așa, și o navă, mamă, așa, zici că e Titanic, acolo direct pe blocuri, știi? La noi în România e mai mult cu strandul, știi? Cu strandul, cu 3 piscinele, una mai mare, una cu valuri, una mai mică, știi? Cum ar nu-i cu apă mai călduță, cu apă mai rece, aia bocnă de îți ajunge 1,80 m, una, atât avem noi, știi? E mai bine așa. În caz de credeați așa că în poză e un lac, e bine, de fapt e o dita mai piscina asta. Mamă, ești prost că e cât Siretul, vă rog, e cât toată Dunărea de trece prin toate, să mor. Deci, cât trece Dunărea prin România, atât ai piscina asta, să mor. Voi, vorule, că e cât o parcelă de asta în Bacău, că e un hectar jumate de piscină. Ce un hectar, vorule, că de acolo ai cum să construiești molul din Bacău, acolo îl pui. Te sună un prieten, hai mergem noi la piscină, nu vă rog, că sâmbătă ai cam ocupat, așa nu prea aveam loc, nu prea avem loc, știi, sâmbătă acum ar veni și piscina, știi cum ar veni, uite piscina asta, că e plină, e plină de oameni, deci n-ai un să stai. Tu dai seama că intri dimineața aici pe piscină și e seara pe acolo, știi, prin capăt cum ar veni. Dar nu știu cine s-a gândit, așa, în loc să pun o stradă de asta, trecem noi cu mașina să avem un să parcăm, a făcut ăștia piscină, în caz de, bă, hai până la mine, știi, că să jucăm un CS, bine, vorule, acum te schimbi în slip, pac, 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 ai sărit, ajungi și la acasă dacă e. Uitați, în sfârșit, o piscină care îmi place, bă, uite așa frumos, cu griul ăsta așa de mă face să mă simt bine, bă, uite așa, cu alea acolo, ce-o fi alea, pernuțe, chestii, bă, acolo de stai pe ele așa din ciment, dar e frumos, bă. Plus că eu personal, nu știu cum sunteți voi, prefer chestiile astea acoperite, vărule, știi că eu nu-s cu frigul, dar la piscina afară, bă, mamă, când mă duceam la piscină, mi-aduc aminte, bă, eu stau puțin, bă, că pe mine mă ia frigul, eu-s cu căldura, așa, știi, de asta îmi place acoperit, știi, că se fac aburi, se răiese, că încălzește apa, știi, vreau să fie rece apa, vărule, să fie așa un pic călduță, știi, cum un pic să simt așa bine. Bă, dar mai mergeam cu unii prieteni la piscină, să-mi bă, de ce acum ar veni, bă, intrau dimineața, ieșau seara, bă, apa bocnă, vărule, apa bocnă, dar mi-am pus un deget acolo, am făcut ipotermie direct, deci mi-a căzut degetul ăla, l-am amputat direct. N-ai cum, bă, uite așa, e altceva cu lumina acolo, trezește, duci cum ar veni, joci un meci cu băieții, băcare, ai băieți, mă duc până în piscină, știi, te duci așa frumos, îți pui niște muzică acolo la bo, ai bă, că e tare, bă. V-am zis să-mi ziceți în care piscina ați notat, deci asta e prima, în care asta, pe asta o vreau, pe asta mi-o fac și eu, bă. Ce piscină, bă, care doream, popa, păi mi-a fac cartea, că a lus Nicu Luci, bai, o să vedeți voi. Hai că o să vedeți voi, dar hai că-mi fac piscina, dacă e. E bine că am văzut pe aia, că acum iar mi-e rău, adică simt că, deci mi se duce așa, mi se duce tot piureu, știi, pe care l-am cu tot, cu salată, cu tot, dimineața să mă întorc. Nu, să-mi ridic un pic aici spătarul, că deja simt că mai bine caz, știi cum ar veni, că mie mi-e rău, știi cum ar veni, păi da, să mă, cu ce m-ar ajuta pe mine să văd așa, să văd linia orizontului la piscină, că nu asta, bă, nu așa se face la piscină, că dacă te uiți așa un pic în gol, știi, așa gen cu ochi, așa, știi, la cum ar veni la munți, ai zici că e lac de desubt, când de fapt e colțul de la piscina asta. Că eu pus oamenii mei geam direct și a pus, bă, să fie apa până sus acolo, bă, o picătură, bă, să fie așa drept cum ar veni. Când intri tu, dit ai porcul, cum ar veni după carantină, când ai așezat așa, hop, tata, apa s-a dus acolo, când ai ieșit, vezi că e apa sub piatră, atât apa a ieșit, știi? Da, mă, o fi frumos pentru noi, dar știi ce e mai frumos? Ia uitați ce modele am aici cu pisicuță, dar ia uitați aici pe spate ce modele, ia uite-l, hop, nu știu dacă se vede, bă, se vede că ia uite unicornul, haide! E tare, asta îmi place rău de tot, știi? Bine, mi-ar fi plăcut mai mult dacă era pe față, știi, că pe față așa, dar pe spate, știi, cum, na, hai, că bine, lasă să mă vede numai unicorn acolo, haide! Ia uite, bă, cât de șmecher asta, mă, trebuie să beau o gură de apă, mi s-a făcut se de la piscina, uite, alta șmecheră, bă! S-a făcut-o, mi-a zis că e la aqua magic acolo, frumos, așa, știi, că merge, nuată, se așează acolo la barbe, așa, uite, are televizor acolo, dacă vezi, știi, îl vezi? Are aici, cred că, un fel de ăsta unde să stai, așa, după ce ești din piscină, cred că e de la de se duce apa prin el, waterproof, cum se numește, știi ce zic? Cu lumini de astea, așa, ambientale, frumos, știi, să-ți placă, să placă ochiul, așa, uite, așa, da, bă, așa, să... Că nu-i chestia să nuți ca prost, bă, că dacă vrei să nuți, te duci la bazin și bagi acolo 50 de bazine, știi? Într-o piscină trebuie să stai așa tu cu tine, să simți bine, uite, asta e a doua în care sunt, deci asta e a doua pe care mi-aș face-o. Hai că mi-aș face-o dacă e. Și care aș nota, adică e mai e prima și asta e a doua cum ar veni. Fac așa un top până la sfârșit, sper să mai găsesc vreo una. În caz că nu v-ați așteptat încă o piscină enorm de mică, că e foarte mică, știi cum ar veni. Și e enorm de jos, e la nivelul pământului, nici nu se vede România de acolo. Că vezi aia din Thailanda, vezi România de acolo. Hai că e ok, e ok. Dacă vedeți acolo punctul ăla, știi, de un pic așa, e bine, e din România aia, știi, e la Constanța, unde stă, știi, Titanicul ăla la noi, la Constanța, știi, nava Constanța. E bine, acolo vedeți, știi cum ar veni. Bine, asta nu e așa de rea, adică dacă vă uitați imediat unde se termină piscina, știi,
știi? Imediat mai jos cu nivel, hai zic, un metru, așa, știi? E un loc unde să stai, nu știu, probabil, eu știu ce mănânci, faci acolo, știi? Și abia după e chestia aia, știi, cu marea și cu înălțime și cu tot. Așa, da, bă, că uite, mă simt în siguranță. Adică eu acum, știi, o, am căzut, știi, am alecat din piscină, am căzut la aia. Când și mănâncă fagrau, mănânc și o gură, știi, cum ar fi, adică e bine. Opa, am căzut, dar și o gură de piure, cum ar fi, știi, cu sărățic acolo, știi, așa, bine, bă, știi, uite, mă simt, păi, altceva. Ia să vedem dacă mai e vreo piscină pe aici, cred că le-am epuizat pe toate, stai, cum ar veni. Aoleu, mai e altă piscină enorm de mică, că nu zici că e să mor, nu zici că e lacul Sfântana deloc, știi? Au și-au făcut aia acolo blocuri, zici că îți făceam eu castele de aia din nisip la mare, știi? Și-au venit și-au făcut blocuri, și-au făcut la scală un pic mai mare, știi cum ar veni? Aici știu de asta și în rest, du-te, tată. Vrei să ajungi în oraș, ce taxi să chem, bă, că chem barca, știi cum ar veni? Chem forțe de astea, te cheme să treacă cu barca, vărule, zici că să mor eu, uite-o leacă-te acolo. 17,5 hectare de apă acolo să mor, că e toată apă de pe glob acolo, e, nu e în ocean, e în piscina asta, știi cum ar veni? Oricum, să zicem că acum e goală, știi cum are, dacă sunt mulți oameni, bă, te pierzi, bă, te pierzi în piscină, bă. Vezi că mergi cu prietenii tăi, așa, bă, te trebuie să țineți de mână, așa, știi cum ar fi, că sunteți în mulțime, că vă pierdeți. Vezi că te sună, bă, unde ești? 35 de grade latitudine nord-vestică acolo, știi, unde bate vântul dinspre nord acolo, să știi cum ar fi, vezi, că vă căutați, vă uitați cu de la, știi, ridicați pe umăr, cu ochean de la, așa, știi ce zic? Părea mare acolo, dar uite-te aici, vorule, că e cât toată Constanța, să mor dacă vă mint. Pe acolo intră și Bacău și Iași și Brașov și Botoșani și toate orașele astea de pe aici acolo intră în piscina aia. Păi gândiți-vă numai așa, pleci din colțul ăsta, dar uitați-vă aici în dreapta jos cum ar veni, pleci din colțul ăla ce-o fi startul la piscină și până ajungi acolo la ultimul, gândiți-vă numai așa cât îți ia în not, vărule, că uite-o leacă cât e că să mor eu, că ajungi seara, știi cum ar veni. Oricum trebuie să oprești pe la un sfert, mai mănânci un pic, te mai întinzi, mai te mai culci o leacă, că e efort, e efort, bă. Da, așa că lor, după cum v-am spus, să lăsați neapărat în comentarii în ce piscină, mă rog, să faceți un top 3 sau în aia în care ați notat voi v-ar plăcea voi cel mai mult, știi? Eu mi-am făcut top 3 eu meu cum ar veni, hai să zic, nu, de fapt top 2 mi-a plăcut, alea acoperite mi-a plăcut, ce să mai are acoperite, alea unde nu sunt așa la 875 de metri altitudine, știi ce zic? Vă aștept și pe canalul meu secundar, aveți în descriere, facem live în fiecare marți, joi și duminică la ora 1. Sunt foarte șocat că ne-am strâns deja aproape 70.000 de abonați și acolo cum ar veni, când m-am reapucat, știi, pe live, cum ar veni de live-uri acum puțin timp pe canalul ăsta după o lungă pauză, aveam 30.000, bă, și e așa șocant, cum ar veni, e super tare. Ce să vă mai zic, faceți sport, beți apă multă și râdeți cât mai mult. Eu v-am pupat. Pa, bă!